Lăudați să fie în numele Domnului! Amin. Seara aceasta Domnul mi-a pus pe inimă să vă vorbesc poate despre cea mai mare minune care a avut loc în istoria bisericii după nașterea bisericii de cinzecime, și anume convertirea lui Saul. Nu cunosc în toată istoria bisericii un om care să fie influențat biserica Domnului Iisus Hristos mai mult ca acest om, mai mult ca acest bărbat pe nume Saul. Și cu toții ne place să citim epistolele lui, pentru că sunt epistole pline de har. Amen. Și ne place să citim romani, ne place să citim Galateni, Efeseni, atâtea taine pe care Dumnezeu ni le-a descoperit prin acest om. Dar ce îmi place când citesc Sfânta Scriptură este că Dumnezeu, când își prezintă eroii, le scrie toate păcatele lor, le scrie pe gard și pe cer, să vadă toată lumea. Și pe mine asta mă împuternicește. Că văd că Dumnezeu poate să se folosească de vase ordinare, să facă lucruri extraordinare. Că Dumnezeu poate să ia o, un băt strâmb și să tragă o linie dreaptă. Că Dumnezeu putea să lase numai epistolele aici, ce frumos, Apostolul Pavel. Dar Duhul Sfânt îl inspiră pe Apostolul Pavel să se autodemaște. Să arate cine a fost El în spatele celor 13 epistole ale Harului. Să arate de fapt că El a fost un lup al creștinilor pe care Dumnezeu l-a transformat în oaie și a dat și calități de păstor. Și minunea asta nu poate face nimeni altul decât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Și vreau să spun în seara asta, indiferent cine ești, tu nu poți să fii mai rău sau mai ticălos ca Apostolul Pavel. Ăsta a fost un Hitler a creștinilor. De deci, ce Biblia în fapte 22 cu 4, că am prigonit calea asta a creștinilor până la moarte. Deci, Biblia, și ce Biblia și-am pus în temniță bărbați și femei. Asta, ăsta a fost Pavel. Fostul Saul, Saul, numele evreiesc, Pavel numele roman. Saul înseamnă dorit, Pavel înseamnă mic. Avea 1,20, 1,30, a fost ucis. Cine stătea acolo cu un rânge de la sălbatic și păzea hainele celor care îl omorau pe Ștefan? Cine? Sau din Tars. El era acolo și și-a dat aprobul să moară. Uitați-vă ce zice Biblia în 1 Timotei 1 cu 13. Cum se descrie pe el? Asta îmi place la Dumnezeu. Deci măcar că mai înainte eram un hulitor, prigonitor, bajocoritor. Ăsta e el! Un hulitor! Ăsta a fost! Un bajocoritor și un prigonitor. Dar ascultați, dar am căpătat în durare. Și vreau să spun ceva. Dacă omul ăsta a putut să capete în durare, indiferent cine ești, indiferent de păcatele care tragi după, tine, indiferent de avortul care l-ai făcut, poate, indiferent de bubaia de sub braț care nu știe nimeni, numai tu cu Dumnezeu. Tu nu poți să fii mai rău ca omul acesta recutul tău nu poate să înfrângă harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu e mai mare decât păcatul tău. Și dacă îți mărturisești păcatele, Biblia spune, el e credincios și drept să te ierte de orice păcat. Și nu există păcat sub soare pe care sângele Domnului să nu-l poată curăți. Singurul păcat care Dumnezeu nu ți-l iartă este păcatul care îl ascunzi și nu-l mărturisești. Saul din Tars a devenit un mare apostol, măcar că era un culitor, un criminal. Și totuși a căpătat îndurare. Și seara asta, aș vrea să vă vorbesc despre acest har al lui Dumnezeu, care ne poate scoate din orice groapă, să ne dea aripi, să ieșim de acolo. Și asta nu poate să facă nimeni altul decât Dumnezeu, lăuda să fie Domnul. De aceea am venit de la ora Oradea să spun că Dumnezeu te iubește. Dumnezeu te iubește. L-ai iubit și pe omul ăsta. Te iubește! Și va trebui să crești lucrul ăsta în inima ta. Cine a fost Apostolul Pavel? Postul Pavel a fost un copil care la 9 ani de zile a rămas orfan de mamă. Tatăl său era bogat, știa să facă tot felul de corturi pe vremea aceea. De alea șmechere și câștiga foarte bine. L-a învățat și pe el să facă. Și știm că asta a fost a doua lui meserie. La 13 ani de zile taică s-a zis, bă, bogat, eu vreau ca pruncul meu să ajungă mare preot. L-a pus din Tarsus Ciliciei, l-a pus pe corabie și a zis, du-te la Ierusalim, să înveți teologie la picioarele lui Gamaliel. Și când a ajuns acolo, Gamaliel acesta era nepotul lui Hilel. Hilel era cel mai tare învățător evreu. Avea școală de teologie, tocmai murise. Și-a rămas Gamaliel. Gamaliel era cel mai bun învățător pe vremea aceea. Și omul ăsta a stat la picioarele Gamaliel la ani de zile. Și a învățat cum să disece legea lui Moise, Vechiul Testament. A învățat cum să expună. A învățat să fie nu numai predicator, ci și și, și avocat al Sfintelor Scriptură. să aibă debate să pună întrebări, răspunsuri. Mintea lui era o minte genială. După cum vedem cartea Roman și Galaten, ce minte genială a avut omul ăsta. La 30 de ani de zile are două doctorate în teologie. Mândru de sine, omul acesta a zis, băi, eu trebuie să ajung și în Sinedriu, nu? Și în Parlament, cu atâta școală și cu atâta râfnă pentru, pentru legea lui Moise. Și era în culmea succesului să ajung în Sinedriu. Între cei 71 de bătrâni, cei care conduceau viața religioasă din vremea aceea. Și în tot demersul acesta, omul acesta, zice Biblia, că a fost prins de o râfnă extraordinară pentru datinile lui Moise, pentru legea lui Moise. Și zice Biblia, făcea prăpăd în biserica lui Iisus Hristos. Dacă îl întrebai pe Saul din Tars, cine este Iisus Hristos? Un proroc fals. Isus a murit, e mort bun, bun, dar cum se fac minuni prin apostolii ăștia? Satana face prin ei. Asta e o sectă. Și secta asta trebuie eliminată că merge împotriva legii lui Moise. Bun, bun, dar, dar totuși uite ce amploare mare ea, această nouă cale a creștinismului care a ieșit din iudaism. Iisus Hristos nu poate să fie Mesia, pentru că El îți cita, blestemat e cel care este atârnat pe lemn. Cum să fie Hristosul? Cum să fie acest Iisus profet fals, să fie Mesia, dacă el e blestemat de Dumnezeu că stă pe lemn? Un om blestemat, un om pe cruce, nu poate să fie Fiul lui Dumnezeu. Așa că tot ce s-a născut din acest, așa a zis, mare profet Iisus Hristos, îi e o sectă care trebuie eliminată și să păstrăm legea lui Moise. Asta era în mintea lui. Și a făcut tot posibilul ca să distrugă tot ce înseamnă ucenicia lui Iisus Hristos. Și Domnul Dumnezeu se uită la omul ăsta sigur pe el. Trei decenii, 30 de ani de zile, în controlul vieții lui. Și spune Biblia, versetul 1, capitolul 9, unde începe chiar abrupt. Saul sufla amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. Și s-a dus la mare de preot, scrisori, să-i dea scrisori, să meargă în sinagoge din Damasc, adică 160 de kilometri. Vă imaginați ce râvnă avea micuțul ăsta? 160 de kilometri să meargă cu armata după el, cu puternicire de la marii preoți, să aducă pe bărbați și pe femei, să aducă legați, să-i tortureze, să-i facă să se lepre Hristos, să-i facă să blasfemieze numele ăsta, să țină legea lui Moise, să termine cu secta asta care subminează autoritatea lui Moise. Și în timp ce mergea acolo, zice Biblia, pe Damas, spre Damas, versetul 3, pe drum, când s-a apropiat de Damas, Deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui și omul ăsta a căzut la pământ. După 30 de ani de zile în care omul ăsta era independent, cu școală multă, cu teologie multă, cu gânduri de carieră, în culmea succesului, se întâlnește Hristos cu el, un adversar mult mai tare ca el și îl aruncă cu fața la pământ și zdrobește mândria îi frânge mândria într-un mod teribil. Îl face să se vadă că e păcătos. Îl face să se vadă că e pe buza iadului și îl întreabă, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? C -c 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 Cine ești tu, Doamne? Era și orb acum, trei zile. Lumina el a orbit. C -c -c Cine ești tu, Doamne? Zice, eu sunt Isus pe care îl prigonești. În momentul ăla, eu cred că i a schimbat toată teologia lui Saul din Tars. Dintr-o dată și a dat seama că cel care a crezut că e mort, e viu în vecii vecilor că sectanții ăștia, de fapt, sunt ucenicii Dumnezeului celui viu. Și dintr-o dată s-a văzut că el trebuie să meargă în iad pentru că a prigonit pe cine? Pe judecătorul Universului. Pe mine mă prigonești, Saule. Când prigonești biserica mea, biserica mea e trupul meu și eu mă identific, eu sunt capul. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și dintr-o dată cade cu fața la pământ și dă seama că e un nimic, că e un păcătos, că a fost greșit în teologie, că Gamaliel a învățat greșit. Întâlnirea cu Hristos îl transformă pentru totdeauna. Și vreau să spun ceva. Nu te poți întâlni cu Hristos și să rămâi același. N-ai cum! Când vorbesc cu oamenii pe stradă și zic ești mântuit, El zice, nu știu ce Dumnezeu știe. Ai păcat iertate. Apoi toată lumea păcătuit. Întotdeauna răspund: dacă nu e sigur că păcatele sunt iertate, înseamnă că nu le ai. Iertate. N-ai cum să fii căsătorit și să nu știi. N-ai cum să te întâlnești cu un tir care vine la 80 la oră și să nu știi asta. Și n-ai cum să te întâlnești cu un Dumnezeu atotputernic și să nu știi. Când te întâlnești cu Hristos, pur și simplu știi că știi că te-ai întâlnit cu El. Și Saul ăsta dintr-o dată știe că s-a întâlnit cu Domnul, cade cu fața la... Știe că e viu, știe că e păcătos, știe că l-a prigonit chiar pe Dumnezeu. Și dintr-o dată se smerește și zice, Doamne, ce, ce să fac? Ce să fac? Și Domnul zice, ce să fac? Și mândria lui e spulberată. Oare nu asta este și problema noastră a românilor? Noi românii credem așa, și creștini de 2000 de ani. Noi am inventat și creștinismul parcă. Noi ne-am născut creștini de Ce prostie! Noi ne-am născut creștini? Ce zice David? Psalmul 51. În păcat m-a Eu nu mă nasc cu credință. Eu mă nasc pe ADN-ul meu scrie cu litere mari. 666. Pe ADN-ul meu cu alte cuvinte scrie condamnat la iad. În păcat m-a zămislit mama mea. Sunt mort în greșele și în păcatele mele. Merit iadul, merit pedeapsa. M-am născut în înclinații păcătoase. Depravare totală. Ăștia suntem noi. Dar am căpătat îndurare. Aleluia. Și ne-am întâlnit cu Hristos. Și toată mândria asta că noi putem să câștigăm prin faptele noastre, prin scrisorile alea, prin, prin energia noastră, harului Dumnezeu, este o minciună. Pentru că Biblia spune așa, Efeseni 2 cu 8, spune Biblia că și prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi. Nici harul, nici credința. auzi? Ce este darul lui Dumnezeu. Și faptul că ai crezut în el. Tu n-ai putut tu, de la tine putere, să activezi tu credința aia. Și este darul lui Dumnezeu. El creează voința și înfăptuirea. El ți-a dat contextul ăsta în seara asta. Să te expună la cuvânt și în urma cuvântului. Cuvântul să lucreze în tine. Credință mântuitoare. Lăuda să fie Domnul. Și iată pe omul ăsta în nisipul Damascului. Crezând că el e sigur pe el și se întâlnește cu Dumnezeu atotputernic, pierde controlul, se smerește, se vede păcătos, Iisus e viu, biserica e adevărată. Și dintr-o dată omul acesta, omul acesta se naște din nou. Și Iisus îi spune, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și acum ascultați, versetul 5. Ți-ar fi greu, ce să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș, ha? Ce înseamnă asta? Ți-ar fi greu, ce să arunci cu piciorul într-un țepuș. Este foarte important ce spune Domnul. Pentru că în vremea aceea, la țară, oamenii aveau un băț și aveau un țepuș, și a scuțit bine bățul ăla. Și când mergea cu boii la arat și zice că sunt și animale de astea așa mai încăpățânate. La noi în Bihor zice, mă zice, calul ăsta ce are poră. Nu știu de ce înseamnă, știți ce înseamnă por? Poră înseamnă când o înghețat, frate. Deci poți să pui fierul roșu, gata, stai acolo, super glu. Da? Și omul când mergea cu animalele, ce făcea? Lua țepușul, bățul ăla și îl înțepa. Adică era un îndemn. Hai mă, du-te, ieși mă din încăpățânare. Hai dată. Și dacă îl înțepa și nu mergea, iar a doua oară, a treia oară. Și dacă animalul prostuț de felul lui dădea cu piciorul, țepușul intra mai tare. Și Domnul se folosește de această ilustrație și de ce? Ce zici? ți ar fi greu să te uiți în urmă și să vezi câte îndemnuri, câte îți pușuri am dat să-și bă și. Și n-ai vrut. ți greu să zice așa, să arunci. Să-ți aduci aminte. Cum ți-am răscolit mintea? Cum te am făcut să zici aici, aici ceva? Și cu toate astea ai zis, nu, nu mă păcuiesc. Așa sunt mulți astăzi. O zic cuvântul. Domnul, dacă vingi și cum eu? Domnul, dacă faci. Da, da, da. Da, da. da, bețe Doamne, ajută-mă să trec podul că noi mai be. O ajuns la mijlocul podului, Do Doamne, ajută-mă că nu mai be. După ce a trecut podul, au zis, e, noi mai be. Așa să nu, Doamne, ajută-mă, Îți... Doamne, vindecă-mă. Și ai văzut mâna lui Dumnezeu, nu odată, nu de două, nu de... Oh, și de atâtea ori ai spus că te întorci și nu te-ai întors. Yes, și acum, Domnul zice, ți-ar fi greu, zice, așa -i? Să vezi de câte ori ți-am vorbit și te-am îndemnat, să te scot din încăpățânare. Dar tu nu poți, tu n-ai vrut. Știți că la unii Dumnezeu trebuie să intre cu picamărul. Ăsta nu s-a întors numai după ce trei zile au rămas orb. Măcar că Biblia spune, nu vezi tu omule că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la nu cancerul ne îndeamnă la pocăință, așa-i? Nu leucemia. Nu accidentele. Ci nu vezi omule că bunătatea lui Dumnezeu, dar unii nu pricep, credeți-mă. Îți sunt exact ca Saul din Tars. Și Dumnezeu trebuie să aibă niște țepușuri, să că hai bă, hai că te iubesc, mă! Până, la, până la, ajunge pe drumul Damascului și acolo se întâlnește cu el și la aruncă în țărână, îi dă orbire și atunci înțelege cine e șeful. Eu nu vreau ca să ajungem acolo, în situația asta. Eu vreau ca, de bună voie, de să ne predăm lui Iisus Hristos. Amin. Să spun, Doamne, te vreau pe tine a, pentru că Tu m-ai iubit atât de mult, Doamne, că L-ai trimis pe Fiul Tău să vină să moară a, pentru mine. da să fie Isus Hristos. Care -i? Hai să vedem câteva țepușuri. Un prim țepuș pe care Dumnezeu îl a dat lui Saul din Tars. Pentru că aici e doar concluzia, dar Dumnezeu până să-L convertească a avut multe întâlniri cu El. Un prim țepuș a fost viața și predicile lui Iisus. Câți ani avea Saul aici? 30 biserica tocmai se născuse, Iisus tocmai a fost înălțat la cer. La câți ani? La 33. Era contemporan cu Iisus. 100% acest sau din Tars. A stat și el împreună cu prietenii cu farisei și l-a ascultat pe Iisus Hristos. Mă gândesc când vedea câtă putere emana Hristos în spatele cuvintelor. Ce putere avea în predicare! Duhul Sfânt îi mintea și spunea, păi are prorocul ăsta fals care vine de la satana, cum credea el? De unde are puterea asta? Cum poate să scoată demonii dacă l are pe satana? Cum satana să scoată pe Satan? Cum poate face vindecări? Mă gândesc că l-au auzit pe Iisus spunând, cine mă poate dovedi că am păcat? Niciun fariseu! Nimeni n-a putut să spună, uite ăsta e păcatul tău! Și mă gândesc cum toate astea se învârteau în capul lui bun bun, că el m-a învățat așa bun bun, dar, 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 da, cum e Iisus ăsta, mă? Și Duhul lui Dumnezeu folosește viața lui Isus. Cuvintele, minunile. Se ăsta să-l îndemne să spună, lasă-l pe Gamaliel. Gata cu Moise. A venit Hristos, cel care a adus harul. Dar omul ăsta zice, nu, eu am făcut școală, eu am cariera mea, nu mă duc eu acolo la pocăiță aia, mă. Îmi pierd eu statutul. O investit tata în mine atât așa, mu? Nu, eu aici rămân. S-ar fi greu, zice. Dar deci, ți-aduce aminte de Ștefan? Tu mare debater, tu mare om, cum știi să răspunzi la întrebări? Ți-aduce aminte că Ștefan a avut o predică cu o înțelepciune dată de la Duhul Sfânt, că nimeni n-a putut să stea împotrivă cu înțelepciunea lor. Nici măcar tu cu toate doctoratele tale. Ți-aduce aminte. Și ai zis, extraordinar, ce electrizează omul ăsta. Dar ți-aduce aminte când a murit, ce față a avut? Față de înger. Ți-ar duce aminte că atunci când tu stăteai lângă hainele și -o care îl omorau și dădeau cu pietre, ți-ar duce aminte, nu țipa, nu blestema, ci se ruga și spunea, Doamne Iisuse, nu le ține în seamă păcatul acesta? Primește Duhul meu! Ți-ar duce aminte cum mintea ta a fost tulburată și ai zis, mă, dacă secta asta e de la satana, cum are putere să se roge pentru vrășmași? Cum are putere să-și să binecuvânte vrășmașii? De unde toate astea? Și Dumnezeu și- -a... Să uită la, la sau Saul și zice, ți greu, hă? ți greu să arunci cu piciorul ți greu! așa e? Și ți-am vorbit de atâtea ori și n-ai vrut. Și acum trebuie să te prind și să îți mândria și să înțelegi că Dumnezeu vorbește odată. Și de două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu. Frați și sorori, dragi prieteni, în seara asta suntem aici să renunțăm la noi înșine să renunțăm la mândriile noastre, la încăpățânările noastre. Credem că Dumnezeu, oricât de șmecher ai fi, oricât de încăpățânat, Domnul cu ta, O cu... oh, da, ascultă-mă, Doamnă, Domnule, frate, soră, oricine ai fi, Dumnezeu îți poate zdrobi mândria in a second, într-o secundă, așa tu poate face. Credem. Uite aici ce face cu musta? ăsta. Îl aruncă la pământ și ia vederea. Cum? Scurt. Că vrea el. Dacă nu înțelegi cu țepușul, zice, na, ia o orbire. Să vezi atunci cum mă cauți, bilete, rugați-vă, prun cum eu. Dar de ce să ajungi acolo? De ce să nu spui, Doamne? Aleluia. Ție mă predau. Aleluia. Cu ființa mea întreagă, ție mă predau, Doamne. Amin. Renunț la mândria mea, Doamne, la diplomele mele. Îl vreau pe Iisus Hristos. Le-o da să fie Domnul. Amin. Care a fost problema lui Pavel? Sau Saul din Tars? problema românilor de astăzi. Mândria. Voia să-și procure o neprihănire, o stare de dreptate, cum? Prin fapte. Vorbești cu românul astăzi, nu? Apoi, eu n-am dat în cap la nimeni. Ați auzit expresia asta? Eu nu mi-am întrodat soția niciodată. Bravo, felicitări, ce să spun. Numai că în ea nu se ajunge numai pentru curvie. Afară sunt mincinoșii. Afară sunt hoții. Ha? Ai mințit vreodată? Ai furat vreodată? gândurile. Ce este din inimă? Ce spurcă pe om? Gândurile, prea curvi, curvi, necurății, pată. Nimic spurcat nu va intra în cerul, zice Biblia. Și omul ăsta ce făcea? Voia să, prin păzirea porunciului lui Moise, să-și câștige o dreptate. Mândria lui personal. Uitați ce zice Biblia. Filipeni, capitolul 3, Biblia spune așa. E aproape să plece la cele veșnice, e închisoare. Filip, 3 cu zice așa: dacă vreau ceva, vreau să fiu găsit în el, nu având o neprihănire, o dreptate a mea. Nu mai vreau pe care mi-o dă legea, ci vreau să capăt neprihănirea care se capătă acum prin credința în Hristos. Nu mai vreau să încerc eu să-l mituiesc pe Dumnezeu cu faptele mele, să-i plac lui Dumnezeu. Nu, nu. Eu am nevoie de meritele lui Hristos cu care să fiu îmbrăcat să înțeleg că eu nu pot să câștig favorul lui Dumnezeu prin faptele mele, prin banii mei, prin ceea ce fac. Eu trebuie să mă prăbușesc, să spun, Doamne, sunt un zero. Tu să fii number one și atunci ești de nota 10. Amin? Cât vrei tu să fii number one, rămâi de nota 1. Când spui, Doamne, nimic nu sunt, Doamne. Faptele mele sunt o haină mânjită. Hristos a făcut totul la cruce. Sângele Lui mă curăță. Și nu pot să cumpăr iertarea cu bani Iertarea mea a fost cumpărată de jertfa lui Isus Hristos. Wow. Fi tu number one în viața mea. Amin. Și abia atunci ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Amin. Și în seara asta va trebui să renunți la acea, acel limbaj în care vrei să te justifici că îți ok. Credeți-mă că ăsta era mai ok ca toți la oaltă de aici. Dar a ajuns să spune, Doamne, nu vreau neprihănire. Nu vreau starea aia de mândrie prin faptele mele. Doamne, Hristos a făcut totul, Doamne. Amin. Eu sunt mort în păcate. Am nevoie de harul Tău. Am nevoie de iertarea Ta. Am nevoie de îndurarea Ta. Lăudați să fie Domnul. Spuneți-mi, bun Domnul. Amin. Ai ajuns la punctul la zero în care să spui, nu mă mai încred în mine. Nimic bun nu locuiește în mine. Îl vreau pe Iisus Hristos. Amin. O să vă spun ceva, vă rog să vă puneți centura. Adică e ceva mai mai direct. În cer nu ajung decât oamenii perfecți. În cer nu ai cum să ajungi decât dacă ești perfect. Pentru că zice Biblia așa în Apocalipsa, nimic spurcat nu va intra acolo. Nimic întinat. Spuneți-mi, care e omul ăla pe planeta asta, afară de persoana lui Hristos? Care a trăit o viață în așa fel încât nu s-a spurcat niciodată. Spuneți-l, care e ăla? Nu este niciun om fără prihană. Toți suntem morți în greșelile și păcatele noastre. Dacă ai păzit toată legea și ai greșit în una, ești vinovat de toate. Ce înseamnă asta? Suntem disperați. Nimeni nu poate să ajungă în cer. Și totuși, și totuși Dumnezeu în dragostea Lui a găsit o metodă de mântuire. Cum să ne ducă? Și știi ce a făcut Dumnezeu? L-a trimis pe Isus Hristos. Metoda a fost crucea. Și acolo Hristos și-a făcut, s-a încărcat cu păcatele noastre trecute, prezente și viitoare. Și-a băut paharul nelegiuirilor noastre. El care n-a făcut niciun păcat, a fost făcut păcat în locul meu. Ca eu prin credință, ce să fac? Să devin neprihănirea lui Hristos. Ce înseamnă asta? Că în cer nimic spurcat nu va ajunge acolo. Dar a venit Hristos, s-a încărcat El cu păcatele mele și eu mă duc la Hristos și zic, Doamne, recunosc că sunt păcătos. Ia haina păcatelor murdar, ți-o dau ție. Și perfecțiunea ta? Dă-mi o mie, Doamne! Și Biblia spune că eu, atunci când cred în El, ce face Dumnezeu? Mă îmbracă în meritele lui Hristos. Sau sunt socotit, neprihănit, cum? Prin credință. Cum sunt socotit, drept și neprihănit? Pavel zice, toată viața am crezut că socotit, drept și neprihănit după faptele mele. Și am ajuns să văd că faptele mele nu pot, niciodată, să atingă perfecțiunea. Și atunci ce a făcut? S-a zdrobit și a zis, Doamne neprihănirea, perfecțiunea lui Hristos, Tu mi-o dai, Doamne, Aloia, prin credință. Aloia, Aloia. Și pe baza meritelor Lui mă duc înaintea Tatălui și zic, Doamne, primește-mă. Da, sunt un păcătos, dar am crezut în Cel care a plătit pentru mine. Mi-a achitat păcatele. Pe baza jertfei Lui Hristos, îmbrăcat în perfecțiunea Lui Hristos, socotit, drept, sfânt, nevinovat, prin meritele Lui Hristos, fămă și pe mine copilul tău. Și în seara asta, dacă nu ți-ai dat viața Lui Iisus Hristos, să fie seara în care să spui, Doamne, Vin la crucea Ta, Doamne, da, doamne. și-mi las mândriile mele, da, finețurile mele, Doamne, și spun, Doamne, am nevoie de Hristos! Amin. Cu viața mea eu nu mă pot prezenta înaintea Ta. Nimic spur că nu va intra acolo, dar, Doamne, dăm ne prihănirea Lui Hristos. Îmbracă-mă, doamne, doamne, în meritele doamne. Lui Hristos doamne, doamne. și pe baza Harului și a lui, doamne, doamne. fă și pe mine copilul Tău, lăuda să fie Domnul. Spuneți-mi, bun Dumnezeu, Amin. dacă până în seara asta nu ți-ai dat viața Lui Iisus, Seara asta să spui, Doamne, întâlnește-te cu mine, Doamne. Curățește-mă, Doamne. Curățește Doamne. Amin. Răspunțe pușului, îndemnurilor care mi le dai, Doamne. Nu aștept ceva ceva mai grozav. Doamne, bunătatea Ta mă îndeamnă la pocăință. Amin. Amin. Amin? A doua chemare care o face Dumnezeu acestui Saul din Tars nu este doar chemarea la mântuire, care este cea mai mare, nu? Și este chemarea la slujire. Zice Biblia, Cum omul ăsta cu ochii deschis, dar nu vedea, deci a fost luat și a fost dus în casa uneia pe nume Iuda. Iuda înseamnă lăuda să fie Domnul. Era un ucenic al lui Isus. Și Domnul anunță pe Anania. Și zice, Anania, scoală-te. era un, probabil, prezbitor bisericii din Damasc, unde creștinii s-au răspândit de frica persecuției și s-au dus acolo. Și Pavel știa lucrul ăsta. Deci scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă, vezi că acolo găsești pe unul Saul din Tars. Și du-te, pune-ți mâinile peste el să-și capete vederea. Și acum ascultați versetul 13. Ăsta e un erou necunoscut. N-are reputație mare, n-are faimă, dar e un erou al lui Dumnezeu. Și ascultați ce zice el. Parcă-l văd. Versetul 13. Doamne! Imaginează-ți ca și cum ai trimite pe un evreu să se ducă să se roage pentru Hitler, care e în camera cealaltă. Crezi că a fost ușor? Știind ce-a făcut? Doamne, hai să spun, eu am auzit de la mulți, cred că știi, nu? Am auzit de la mulți toate rele care le-a făcut omul ăsta, Sfinților Tăi în Ierusalim. Are și puteri din partea preoților și oamenii de seamă să ne lege și tu mă pui în gura lupului. Versetul 15. Dar Domnul i-a zis ceva de genul, nu mă mai contrazi, du-te! Că cel este un vas, și aici vreau să ajung, că este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu pe înaintea neamurilor, înaintea împăraților, înaintea fiilor lui Israel. Amen. Și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Amen. Anania nu mai comentează, Anania a plecat. Și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul. Este pasul credinței. N-ai detalii, ți-o zis, domnul, du-te, gata, nu mai comentezi. Îmi place de Anania asta. Și zice, fra, 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 frate Saul, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul care veneai, m-a trimis să capezi vederea Amin. și să te umpli Aleluia. de două sfânt Aleluia. ale Dumnezeu. Are Dumnezeu nevoie și de oameni ca Anania? Amin. Întotdeauna auzim așa în biserică, Frate, hai, implică-te și tu. Mai au spune că frate, zice, eu lucrez din umbră, zice. Eu nu vreau să dai mândria în mine, zice. Dar el nu face nimic, deci eu un clișeu de ăsta atât de șmecher. Eu nu fac, nu, zice, să nu, de, să nu vreau să fiu pe reflectoarele. Bun, bun, dar hai să mergem la spital. Hai să facem mai. Nu, frate, zice, nu, eu... Să nu dai mândria în mine. Domnul după ce te-a chemat la mântuire, și la ce te cheamă Domnul? La slujire. Amin. Este un vas ales, ce Biblia. L-a mântuit, dar i-am dat o lucrare să facă. Amin. Tragedia este următoarea. 20% din biserică lucrează și 80% șomează. Consumatori. Dei altul, fac altul, predici când, margă altul. Noi vinim, consumăm programe, dăm leu, cole la colectă și Doamne fi lăudat. Nu. No. Să spun ceva. Mântuirea este prin credință. Dar răsplata nu-i prin credință. răsplata e după? După fapt. Eu nu cred că în cerul toți vom fi la fel de bucuroși. Nu cred că în cerul vom avea toți aceeași intensitate a bucuriei. Zice Biblia că unii vor străluci ca soarele, alții ca luna, alții ca serele, alții mântuiți ca prin foc de media 5. Îți mântui și ei. Ori intrat în rai. Hai în rai ce mai stai. Nici o răsplată. La altul va da Dumnezeu 10 cetăți. La altul cinci cetăți. Bine, mă, tu ai venit și tu la biserică, te-ai însurat, și te ai măritat, venit și tu cu alea la biserică, vii 30 de ani de zile, dai banul și ai plecat. Nu cumva să zidești trupul lui Hristos, să-ți descoperi darul, să lucrezi pentru slava lui Hristos, să frumusețezi un departament al bisericii, să faci evanghelizare. Nu, no, nu, no, nu. No. Dacă e vorba de concediu, frate, ia de aici, 2, 3, 4 mii de euro. Plecăm, acolo ai bani. Dacă ne-i vorba să susții un misionar, bine, tu nu te bagi în groapă, dar măcar să ți sfora. Măcar să ții funia la ăla care merge în misiune. Măcar să susții. Nu! No! A ce bani nimeni zice? Bași mâna în buzunar? Da, dar la sfârșit vrei să ai bucurie maximă în cerul, Să o crezi tu. Că Dumnezeu e drept. Amin. Așa zice Biblia. E un vas bun, te-o mântui Dumnezeu. Prin credința în Hristos. Dar după care Domnul zice, hai la locul ți-ai descoperit darul spiritual. Sau încă zici, frații, să nu dai mândrie în mine. Să nu dai mândrie în cine. Uite ce zice Biblia. 1 Timotei, capitolul 4. Zice Biblia așa, versetul 15. pune pe inimă aceste lucruri, îndelenicește-te în totul cu ele. Pentru că înaintarea ta, frații, să nu vadă nimeni. Să fie văzută, zice stare. Adică, n-ai cum să ai pojar și să nu vadă nimeni. N-ai cum să ai calorii în plus și să nu se vadă. Și n-ai cum să ai un Hristos vibrant în inima ta și nimeni să nu știe. Se poate. Să ai un Hristos și o credință vie și vibrantă în Hristos și nimeni de scara blocului să nu știe. E evanghelizare, nu invizi pe nimeni. nu, tu cu Domnul cu Biblie. Ce-ar fi să ieși din mocir la asta călduță? din consumerismul ăsta, să spui, Doamne, descoperim care sunt darurile mele spirituale. Da, Și ajută-mă, Doamne, pentru că mai ai da, făcut doamne. un vas ales, mai mântuit, să alesul Tău, Doamne. Da, doamne. Ajută-mă să propag această veste bună da, prin felul meu, prin da, personalitatea mea, ca mulți oameni să-L cunoască pe Isus. Da, Amin? Da, Amin? Da, Uitați-vă la Anania. Cine este Anania? Un erou necunoscut. Bun, nu toți pot să fie biligrem, nu toți poți să fie în față sunteți 400 sau cât sunteți aici. N-ai cum, Dumnezeu nu i-a făcut pătăți ochi sau mână. Unui mână, altui picior în trup, așa -i? Uite, Anania, un erou necunoscut. Dar a fost cu o viață care a zis, iată-mă, Doamne, la miez de noapte îmi vorbești să mă duc pe ulița care e dreaptă? Singura uliță în Damasc era dreaptă, care străbătea tot Damasc, era așa se numea, ulița dreaptă, restul toate șerpuite. Doamne, unde zici acolo mă duc? Fie voia ta. Poate nu ai tu o lucrare, wow, dar să fii credincios acolo în pătrățica în care te-a pus Dumnezeu. Amin. Dumnezeu are nevoie de oameni în Anania. Amin. Amin. Amin? Câți dintre voi ați auzit de Moody, marele evanghelist Moody? Moody. Un milion de oameni s-a întors prin la Dumnezeu în condiții în care nu exista electricitate. De Moody toată lumea știe, dar câți dintre voi ați auzit de Edward Kimball? Edward Kimball a fost învățătorul lui de școală duminicală, care a vorbit de Isus și l-a condus pe omul acesta, pe tinerelul Moody, să-și dea viața lui Isus. Și de atunci viața lui a luat foc pentru Isus. Nu subestima întoarcerea unui om al lui Dumnezeu. Poate nu să fii niciodată Moody, dar să fii Anania, să fii omul ăla din umbră, dar să faci ceva. Să faci ceva. Ești învățător de școală duminicală, fi the best. Ești ușier, Fii cel mai bun. Orice faci, să faci, pentru că niciodată nu știi ce mudi va ieși de sub mâna ta. Amințial. Și tu ai fost un simplu anania care a ascultat, dar tu ești părtaș la roadele acelui om mai târziu. Câți dintre voi ați auzit de Spurgeon? Mare predicator Spurgeon. Un om care a fost mai cunoscut decât ministru Angliei pe vremea lui. Prin predicile extraordinare. Ei, băiatul ăsta micu s-a dus la biserică. Zăpadă cât casa. Și trebuia să vină un predicator. Un evanghelist simplu, să predice. Ăsta s-a uitat și a zis, ia ce zăpadă, nici nu mă duc. Și așa, doi, trei bătrânei acolo, biserică mică la țară, nici nu mă duc. Și Domnul a zis, du-te. mare zăpada, nu-i mulțime, ce rost să mă duc? Du-te. Și și-o înfrânt voința aceea rea și negativă. Și s-a dus pe zăpada aia. Și-o să nu -o predica și-o plecat. Dar acolo era un copilaj pe nume Spurgeon. Și sporjion când a auzit predica aceea și a dat viața lui Isus trei zile a plâns și a văzut păcatul, trei zile a plâns, ce păcătos ce păcătos La 21 de ani avea cea mai mare biserică în Londra. Aleluia. Nu mai încăpeau spațiile, veneau lumea din toate părțile. Și a fost prințul predicatului, de ce? Pentru că un anania, un necunoscut, a răspuns chemării Dumnezeu și prin zăpadă. Și a pus sămânța și Dumnezeu și-a propagat numele de slavă. Fii omul acela! Fiul în Anania. Lucrează pentru Dumnezeu. Împărtăci, în, în, care te-a pus Dumnezeu. Mai am un cuvânt să vă spun. Așa pentru biserică, cu privire la slujitori. Deci Biblia, că omul acesta când a ajuns, versetul 17, Anania a plecat și după ce a intrat în casă, fiți atenți ce a făcut. A pus, adică s-a identificat și a zis, frate Saul, Domnul ți s-a descoperit. E un om al încurajării. Hai, don't give up, ridică-te, Domnul are un plan cu tine. Să știți că și noi slujitorii mai avem nevoie din când în când de oameni ca Anania să că știu prin ce trebuie, știu criza ta, ascultă-mă, ai aici un număr pe care poți să plângi dacă vrei. E ok, un om care să te îmbrățișeze, un om care să, să, fie alături de tine și la greu. Că destui săia care dau numai cu uh, petărți petări și cu e mail și cu... Nu vă spun câte înjurături trebuie să șterg în fiecare zi de pe pagina de Facebook. Îs imun la ele. Destui sunt oameni ca Alexandru Calderaru, Deci bine care mi-a făcut mult rău. Avem nevoie de cine? De oameni ca Anania care să fie lângă tine, să facă zid în jurul tău, să zică cu tine. Mi-ar place să cred că noi slujitorii avem așa fier în oase. Noi nu ne clintim niciodată, știi? Noi suntem tari, bă, ce... Nu e așa. Toți avem picioare de lut. Și avem nevoie de Harul lui Dumnezeu și Harul ăsta se vede prin, prin familia. La un moment dat mi-a vorbit Dumnezeu din Cartea Iov, capitolul 40. Deci Biblia așa, și când l-am citit, chiar am crezut că așa o să fiu. Mm, o ținut-o leacă numai. Iov 40 cu 23. Ce dacă se întâmplă să cadă, să, dacă se întâmplă ca râul să iasă din matcă, el, se refer la hipopotam, nu fuge. Chiar de s-ar năpusti Iordanul în gâtlejul lui, el a rămâne liniștit. Oh, am zis, Doamne, orice încercare, Doamne, vreau să fiu, Doamne, ca acest animal pe nume hipopotamul. Orice ar veni și mi-a viața. Vreau, Doamne Dumnezeule, să rămân liniștit. Orice ar fi să rămân lângă tine. Hmm. Bine a fost o perioadă. E, dar când a ajuns apa până aici, știți ce am făcut? Am pus mâna pe un telefon și am zis, Anania, un prieten, my best friend, îl pot suna și la două noaptea. Și zic, roagă-te pentru mine. Sunt capa i până aici. Roagă-te, roagă te Și numai să ai pe cineva să te asculte și să spună, Domnul cu tine, viteazule. Cineva care pur și simplu ca anania, să pună mâinile peste tine, să spună, e ok, Domnul e cu tine, e un atac, vei birui. Amin. Mă duc în Oltenia, mă duc în altă parte, mă duc în nu știu ce țară și predic și vin bătrânei la mine și zice: Frate, gabi de când ce am descoperit pe internet? În fiecare seară de ani de zile, eu mă rog cu soția mea pentru tine. Ăștia ceas anania. Eu sunt produsul multor eroi necunoscuți. Rugați-vă pentru mai mari voștri. Rugați-vă pentru păstori, pentru bricatori, pentru corici. Rugați-vă! Avem nevoie de anania. Nu suntem supermen. Avem nevoie și noi de mijlocire. Și Pavel s-a rugat. Rugați-vă ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt. Rugați-vă pentru grupul de rază, de lumină. Rugați-vă pentru cei care slujesc. Pentru că vă spun din experiență, new levels, new devils. Cu cât Dumnezeu ridică pe cineva, cu o ungere mai mare sau o dublează, cu atât așa atacurile vor fi mai mari. Și vedeți că slujesc, dar voi nu știți ce bătălii private au. Ca tu să te poți răni pentru o ungere care Dumnezeu i-a dat-o. Știi ce să faci? Fii un în anania. Încurajează. Dacă nu poți să încurajezi, măcar taci. Și rogă-te. Doamne, ridică oameni ca anania. Amen. Care să încurajeze pe cei care, de care vrei să te folosești, poate, într-un mod mai special. Fii omul ăla dat din umbră, dar lucrează. Da. Nu te scuza. Da, Domnul să te răsplătească apoi. Amen. Și în al treilea rând și în ultimul rând. A treia chemare pe care Dumnezeu o face lui Saul din Tars sau Apostolul Pavel. Nu este doar chemarea la mântuire, nu este doar chemarea la slujire, vas să ales! Și Domnul vrea să ne facă pe toți, va să alese, amin? Să ne curățim de păcatele noastre, să ne, cin să ne sfințim și Domnul să ne folosească. Amin. Și la treilea rând, este chemarea la suferință, versetul 16. Și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Mi-ar place să cred că atunci când Domnul mântuie pe cineva, nu? Parcă așa începem, cum zice cântarea. Eu am pornit fericit pe cărare. Domnul, ce fain, domnul, domnul. Și dintr-o dată, bang! O lovitură, un atac, o boală. Din... Cum, domnul? Deci Biblia, da, îl chem la mântuire, îl chem la slujire. Dar toate astea sunt plătite cu suferință. Și adevărul este următorul, frați și sorori. Am vrut să zic unii, dar nu-i bine. Toți slujim mai bine după ce suntem zdrobiți. Noi slujim mai bine după ce suntem zdrobiți. Pentru că Dumnezeu își împarte bunătățile cu noi, dar nu își împarte slava cu noi. Și ca slava să fie numai a Lui, Dumnezeu trebuie să te ducă prin ceva, în așa fel încât să-ți arate de fapt că dacă ești ceva și dacă poți oferi ceva, nu ești tu, ei Harul Dumnezeu. Și pentru asta Dumnezeu folosește în suveranitatea lui suferința și folosește crize majore poate în viață ca să zdrobească ceva în noi încât să spunem ca Apostolul Pavel. Cineva a luat cele 13 scrisori pe care le scrie și le-a pus în ordine cronologică și au văzut că Pavel se semnează la început. Pavel, roba lui Hristos. După câți ani, câțiva ani de slujire a zis, Pavel, gunoiul lumea acestea. După câți ani, al, ani de slujire, zice, Pavel, o stărpitură, un avorton. După asta s-a deslujire, o zis, hai să vă spun adevărul, chiar înainte să moară. 1 Timotei 1 cu 15. Deci, să vă spun adevărul. Eu sunt cel din tâi dintre păcătoși. Eu sunt primul. Eu sunt cel mai mare. Eu sunt șeful păcătoșilor. După 40 de ani de zile de pastoral, o zis, eu sunt cel mai mare păcătos. Am prigonit Biserica lui Iisus Hristos. Și unii chiar cred că țepușul ăla Că Pavel s-a rugat și a zis, Doamne, ia-ți pușul ăsta, un sol al satanii care tot mă pălmuiește și parcă e ca o frână în slujire și parcă nu pot să mă duc eu la maximul meu de potențial. Doamne, scoate ți pușul ăsta de mine. Unii spun că era un ochi care îi curgea, alții una, alții alta. Dar dacă mă întrebați pe mine, nu în Biblie, dar dacă mă întrebați pe mine, cred interpretarea care spune că țepușul acela erau amintirile acelea în care el tortura creștinii și pe unii omora. Și din când în când venea și lucrurile astea îl făcea să se smerească, să se zdrobească. Doamne, eu sunt cel mai mare păcătos, eu am prigonit biserica, eu sunt un gunoi în lumea aceea, eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli și totdeauna l-a ținut cu fața în nisip. Și Domnul i-a zis, nu-ți iau țepușul ăsta? Harul meu îți este îndeajuns. Nu cumva să-ți iei nasul la purtare, să te țin smerit, las țepușul ăsta. Și Dumnezeu zice, îi voi arăta ce trebuie să sufere. Păi dacă o suferit cineva pentru Domnul, uitați-vă ce o suferit Apostolul Pavel. 2 Corinteni, capitolul 11. Ce Biblia așa, versetul 24. De cinci ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De trei ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdi pe râuri, în primejdi din partea tâlharilor, în primejdi din partea celor din neamul meu, în primejdi din partea păgânilor, în primejdi din cetăți, în primejdi din pustiu, în primejdi pe mare, în primejdi dintre frații mincinoși, așa cei mai periculoși. În ostenel, necazuri, priveghiuri, adesea, în foame, sete, posturi. Îi va arăta ce va trebui să suferi. Au suferit? Dacă treci prin suferință, egal ce suferință, care te-a dintr-o dată, l-ai slujit pe Domnul. Nu zi, eu nici nu mă mai joc, îmi iau jucările și plec. Pentru că, de fapt, este o școală. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Chiar dacă nu înțeleg, suferința, gafele, eșecurile, toate, dacă iubesc pe Dumnezeu în economia lui, lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Eu voi arăta ce va trebui să sufere. Și Domnul folosește suferința, am spus, să ne facă dependenți de El. Spuneți-mi, ce ne ține mai des pe genunchi decât suferința? Când stai mai mult pe genunchi? Și când? Când te doare ceva. Când te doare. Te închizi acolo în cămăruța ta și nu știi cum a trecut o oră și te ești pe genunchi și plângi. Și Domnul de ce lască, din suferință se naște perla, așa -i? Dintr-o dată vezi cum Dumnezeu un an de zile formează, în 20 de ani formează un caracter. Să ți o predică de 40 de minute. Dumnezeu lucra 30 de ani de zile la caracterul tău ca să emani autoritatea spirituală pentru că știi că te-a trecut Dumnezeu prin ceva. Și când oamenii zice, o, oh, frate, cu o, oh, sora cu tare, tu în inima ta zici, da, da. Tu nu știi când eram pe buza iadului, pe buza prăpastei și dacă sunt ce sunt. E deci că a fost o mână divină care m-a ridicat. Aeluia. Și întotdeauna asta te ține cu fața nisip și spui, a. a Domnului să fie gloria. Nu-ți mai asum nimic, de ce? Ai trecut prin ceva și ai văzut că dacă nu te-a apucat Domnul de mâna dreaptă, te duceai pe topogan în jos, dar a fost harul lui Dumnezeu. A. Și așa e că asta ne ține smeriți înaintea Lui. Și în veșnicie vom mulțumi Lui Dumnezeu pentru toate suferințele pentru care nu le-am înțeles. Când ne vedem 5 metri, Domnul vede 10.000 de kilometri în față și zice încrede în mine, abandonează-te și o să vezi cum tot ce ți se întâmplă lucrează pentru frumusețea caracterului tău. Lăuda să fie, Domnul! Am auzit de un mare violonist care s-a dus să cânte la un mare concert și trebuia să cânte pe vioara Stradivarius. Stradivarius, doar câteva exemplare cea mai scumpă vioară făcută în lumea asta. Și toată lumea o s-a dus, nu atât de mult pentru violonist, ci să audă cum sună, domne, vioara aia Stradivarius. Lemnul ăla, cum, cum îi sună tu în, în, vioara aia? Și violonistul știa că nu a venit pentru el, ci a venit pentru Stradivarius. Și când a ajuns în fața mulțimii, și-a pus vioara sub bărbie, și-a luat-o, și o rupt o coardă. Toți supărați, toți. Cum adică, cum da bani, cum adică să-ți rup? O pus o înapoi și o rupt a doua coardă. și au pus o sub bărbie și pe două corzi, mare violonist, a putut să cânte ce nu puteau mari violoniști al lumii, orchestre întregi. Ce putea să facă omul ăsta pe două corzi? Așa getație avea. Când a văzut publicul lucrul ăsta, șapte minute în picioare, a aplaudat nu pe vioara Stradivarius, ci pe marele violonist, maestru. Pe marele maestru. Și așa face Dumnezeu cu noi. Te-ai întors la Domnul, Domnul vrea să te folosească. Dar Domnul trebuie să rupă ceva. Domnul trebuie să zdrobească ceva în tine. Și apoi când Dumnezeu se folosește de tine și oamenii aplaudă, tu zici clar că nu eu, el merită toată slava. El s-a putut folosi de un vas cu atâtea slăbiciuni, cu o fire pământească. El, al lui să fie gloria. Frați și surori, dragi prieteni, așa lucrează Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să zdrobească, bobul de grâu trebuie să moară ca să aducă rod, așa -i? Vasul de alabastru trebuie să fie spart ca să fie miros. Stânca trebuie să fie zdrobită ca să curgă apă. Dumnezeu trebuie să zdrobească ceva noi. Așa că dacă treci prin suferință, nu uita că Domnul vrea să-și arate slava. Amin. Și prin suferința noastră. Să ne țină dependenți de El și de Harul Său. Aceasta este Evanghelia în miniatură. un Dumnezeu care te cheamă la mântuire. un Dumnezeu care te cheamă la, la slujire. Amin. Și un Dumnezeu care te cheamă, da, și la suferință. Și suferințele din vreme de acum, zice Biblia, nu sunt vrenice să fie puse alături de slava viitoare. Amin. Este o cântare pe care noi o cântăm în bisericii noastre de peste 250 de ani. Și cântarea aceasta este Mărețul Har m am mântuit pe mine din păcat. Cu siguranță știți cine a scris cântarea asta. A scris-o John Newton. John Newton a fost un băiat la care mama i-a murit când era avea șapte ani. Mai se era bolnavă, știa că o să moară și înainte să moară, l-a învățat Biblia și a zis să te ții de Biblie, să te ții de Hristos. Mama lui a murit și la șapte ani a rămas orfan. taică său -so era pe corăbii și s-a dus și el să-și câștige existența pe corăbii acelea care aduceau sclavi din Africa, îi aduceau în America. La un, la un timp foarte scurt. La un timp foarte scurt. Omul acesta a ajuns să fie capitan de vas, lucrând acolo cu sclavii. Și se ducea el acum personal cu corabia lui și aducea sute de sclavi din Africa îi lua cu forța din curte pe copii, lua femei, bărbați și băga în corabie și aducea să-i vândă în America. În timp ce mergea cu ei, pe unele femei le însărcina, pe alții bătea crunt. Era un bețiv notoriu, un curvar. Voia să scape de păcat, dar nu putea. Voia să scape de ea, dar îi plăcea păcatul. Și nici cum n-a putut să scape. Și la un moment dat spune istoria că în timp ce se îndrepta cu corabia, cu sutele de sclavi, să-i ducă, să-i vândă, să facă bani, s-a iscat o furtună puternică pe ocean și în timp ce corabia era gata să se afunde, știind că sub el sunt 3 km de apă, omul acesta s-a prăbușit pe genunchi și a zis, Doamne, oprește-te, rog, furtuna. Doamne, dacă oprești furtuna, Dumnezeul lui mama, Dumnezeu Bibliei de care mama v-a învățat, Doamne, oprește furtuna asta, că eu mă pocăiesc. Și acolo, pe corabie, când s-a rugat așa, instant, furtuna s-a oprit. Când a văzut el că Dumnezeu ascultă păcătoșii, că Dumnezeu iubește sufletul, când a ajuns afară, a compus cântarea asta. Mărețul Har m-a mântuit pe mine din păcat. Pierdut eram, dar m-a găsit. De moarte m-a scăpat. Și ultima strofă spune, prin Har ajunge voi în cer. Cu slavă îmbrăcat. Și voi slăvi în veci de veci pe cel ce har mi-a dat. Dacă Dumnezeu a putut să asculte pe un John Newton, dacă Dumnezeu a putut să mântuie un Saul din Tars, dacă Dumnezeu a putut să mântuie oameni din pleava societății și din pătrurile de sus, crede-mă că Domnul te poate mântui și pe tine. Și cine te poate mântui, mărețul har. Darul nemeritat al lui Dumnezeu, care este Domnul Iisus Hristos, care a venit să moară pentru păcatul tău. Și asta șase ore pe cruce pentru păcatul tău. Și Dumnezeu a luat cele șase, a luat toată veșnicia iadului și a acumulat-o în cele șase ore cât a stat Iisus pe cruce. Și Hristos a plătit păcatul meu. El a plătit păcatul meu, ca eu prin credință în El să nu merg în iad, ci să ajung în cer. Mărețul Har m-a mântuit. Seara asta, indiferent cine ești, n-aștepta ceva brusc să se întâmple, ca lui Saul din Tars. Spune, Doamne, vreau să răspund, Doamne, la țepuș, Doamne la îndemnul ăla. Doamne, vreau să mă pocăiesc. Vreau să mă pocăiesc, să mă căiesc de păcatele mele, să-L primesc pe Iisus. Doamne. Îl vreau pe Iisus în inima mea. Vreau să-mi toate păcatele mele trecute, prezente și viitoare. Iartă-mă, sfințește-mă Tu, Doamne. Nu mai vreau haina mea, vreau haina meritelor lui Hristos. Spală-mă în sângele lui Hristos. Haideți să ne în picioare.